Călătorii, călători, bine v-am regăsit la un nou episod al Călătorilor cu Gust. Astăzi suntem la un mic muzeu al satului Pârjolteni, raionul Călăraș, un muzeu care s-a deschis relativ recent aici pentru a scoate în evidență și a veni cu lucruri și obiecte din satul respectiv pentru a păstra istoria acestei minunate localități, așa că vă propun ca împreună să descoperim instituția muzeală care, iată, se află în acest edificiu ce are mai bine de 100 de ani. Aici a fost cândva un club, adică actuala discotecă, și un magazin gen cooperativă. Haideți împreună să descoperim! Aurelia, spuneți-mi, vă rog frumos, cum a venit această idee de a fonda acest muzeu? Pentru că știm că într-o localitate, într-un sătuc, este mai complicat cumva să ridici sau să pui pe picioare o instituție muzeală, pentru că, în primul rând, poate nu ai susținere pe de o parte, pe de altă parte, exponate nu sunt atât de mult, unele, dacă le colectați de la bătrânii din sat, unii nu mai sunt, alții poate să nu se... eu știu, se împartă cu averea lor și așa mai departe. De unde a venit această idee? Ideea a venit din partea mamei, unde ea și mă susține și în prezent. Am început cu mâinile proprii, cu lucrurile noastre personale, apoi sunt dăruite de rude, persoane din sat, din satele vecine. Cumva ați început așa, din familie, să trageți un pic din casa fiecărei rude ca să aduceți aici. Da. Am înțeles. Deci clădirea unde se află acest muzeu, la fel cumva este una istorică, am înțeles. Da. Deci are 100 sau peste 100 de ani. Da, peste 100 de ani, este cumpărată de fratele meu. Atunci mama a decis să nu rămâie și să dărâme, să facem muzeu. Pe timpuri ce a fost aici înainte? A fost clubul. Da, clubul satului, Clubul satului. Unde veneau tinere să se distreze. Da. Și pe urmă cooperativa Coop. Am înțeles, o cooperativă, unde veneau și făceau... Din magazine. Da, magazine, de târguri, da? Ok, eu aș vrea ca să ne faceți un tur al muzeului foarte pe scurt, să vedem ce avem aici, cum sunt aranjate lucrurile. Haideți de la intrare să începem. Aici ce avem? Aici avem niște oale pentru sarmale, ulcele pentru lapte, unde se puneau jumerele, se foloseau cai de la lapte, cai de la vin. Oale de umplut borșul. Din plut borșu, aici avem corul satului. Așa. Care erau persoane și făceau cor. Se duceau, le duceau faima satului. Aceasta este soba care era aici, da. Și se gălăște în cealaltă. Da, în toate trei. A, toate trei? În toate trei. Am înțeles. Aici avem pentru lână. Uh-huh. Acestea sunt pentru lână, pieptene, fuior este, fuior, am înțeles. Țepoi pentru paie. Aici este casa cea mare, unde țineau oamenii de preț, doamnele de preț, țineau zestre, lucrurile de preț. Acesta este cămașa de mireasă. Asta e cămașa. Da, și eu cred că această rochie de mireasă astăzi ar concura pe marele podiumuri internaționale de fashion, modă și alea. Uitați-vă ce frumos! Uh-huh. Și asta e cămașa? Cămașa de mireasă, da. Uh-huh. Întâi se îmbracă cămașa, după care rochie. Cămașa de noapte! Cămașa de noapte, după nuntă! Ea este țesută de mână, e manuală. Un sunduc? Un sunduc cu zestrea, unde se vedeau la fete când se măritau. Ce conține? Conține strănste, dame, perne, unde se puneau la perete. Ia să vă ajut, așa? Ce fel de perne asta e? Perne din paie, unde se puneau
Pierne din paie. Din paie, unde spuneau că din dosul patului se ține cald. Deci vedem această pernă cumva deosebită și aș vrea să o invităm și pe mama dumneavoastră, dacă tot ați spus că bazele acestui muzeu împreună cu mama dumneavoastră. Eu vreau să vă invit aici să ne povestiți mai multe despre acest detaliu destul de interesant care se află în muzeul dumneavoastră și este, bănuiesc eu, unic pentru ținutul nostru. Ce fel de pernă? Veniți mai aproape. Așa. Ce fel de pernă este asta? Asta e o pernă. Așa. Care se punea la perete. Da. Ca să nu fie frig de la perete. Ele se fac din paie. Așa. Specialiști pe atunci, țin minte mama mea, nu o femeie horotiște făcea. Și abstrăge paile, le dușie, cumpăra să fășie sac. Ia ca aici în dos, da, ia ca este în dos, asta e pânză din sac. Ok. Și e atâta licusă de migalos că fășie și se dădea la fete zăstri cât e 6. 6, asta era. Și o țesut pentru mine 6, pentru celelalte surori, câte 6, toate le-au. Pentru că așa, și eu întotdeauna le-am păstrat. Mm-hmm. Nu mi-a plăcut. Da, de acum, pe urmă, deodată se îmbrăcau cu material, ca să fie frumoasă, mă rog, nu pot spune pânza asta de sac. Da, pe urmă, le-am înfățat cu, chiar cu material din țon. Așa, din asta țon. Cum ar fi, da? Da, da, cum ar fi aia, da, de uzor, din țon. Am înțeles. Ok. Și un lucru foarte rar. Amunul găsește așa și nici nu sunt chiar să vreți să le faceți, că specialiști nu mai sunt. Văd și un covor destul de interesant, iată, cu acest, nu știu, sunt regine, prințese, ce sunt țesute pe ele? Masa sau mașa? Mașa. Cine le-a cusut? Le-a cusut pentru Bălidea, Streșină, Mașa Badia. Am înțeles. Dar nu știți de ce an? E din 1938. Da, da. Pat. Pe dânsul se punea și zăstea, și căpătâine, și așa era. Și făcut cât camera. Cât camera. Da, de asta văd că e foarte mare. Patul ăsta are 90 de ani. E de la bunica soțului meu. Și apropo, asta e un scaun care la fel este... Da, înainte nu erau mobilă, nu era de toate. Erau scaunile astea făcute manual. Oamenii le fășim pentru rânduieli, pentru lunți, pentru... Mă rog. Câte exponate aveți în general în muzeu? Nu știu. Așa, nu le-am numărat, dar să o cotim că peste mie avem. Așa. E foarte bine pentru un muzeu. Satul este... Că ziceați de ce se deschideți muzeul în sat? Eu, de când și eu, am păstrat, a iubit lucrurile astea și le-am păstrat acasă. Fietele mă duc eu, cred că... metalii strângi lumea cu cristalul, cu nevoie, dar metalii strângi lucrurile. Bine, lăsați-mă așa, dar eu le păstrez. Și acum, zice, da, mama a avut dreptate, mintea noastră de liniț și am avut tot așa iubitoare de lucruri. Și le-am păstrat, le-am adus. Atâta de frumos azi, că n-are nimeni când la călăraș întâmpin o azbiță. Așa prosop, ne-ai sărit, Mariana. Ia uitați, cu pâine cu sarea. La pâine cu sarea, că când ați vă trebuiască ăsta prosopul, e super, care... Eu vă spun că n-ați aveți așa prosop la lini. Uite, Anino a adus. Uitați-vă, vedeți? Și lucru migălos. Și frumos, uitați-vă! Da. Mergem în următoarea sală în care avem aici un unghi dedicat icoanelor, da? Da. Icoanele la fel sunt adunate din sat. Da, toate sunt adunate din sat. Și aici avem deja aparate, da? Da. Instrumente muzicale. Muzicale. Acest acordeon. Diferite ceasuri, da? Bunica mea așa ceas avea. Așa ceasa avea bunica mea pe perete. Acesta este mai vechi. Este mai vechi, am văzut. Tot găsit într-o casă. Ceva de pus? Eu cred că e pus la gât, nu știu. Pentru că am găsit o fotografie unde am găsit fix așa un zudaș. Cam așa. Da, da, da. O, uitați-vă, aici aveam... E tot așa, când pe tot nu se tare tânăr. Și la școală, ia uitați-vă asta. Da, da. Ne-am în caiet cu cifre și cu litere. Super, super, bravo! Amintiri, nostalgie! Da, la mine primul calculator era ăsta.
Eu mă credeam că este calculator. Eu mă jucam cu dânsul. Adică prima oară am fotografiat. Mai încoace un pic, dar nu știm cum să-l montăm. Mergem în continuare în ultima sală a acestui muzeu, micuța al satului Cotote. Și aici avem, ce-o puțin mie mi-a tras atenția, această etajeră, hai să zic, unde putem admira. Eu unde mă duc la orice muzeu mă duc, pe mine mă atrag peștișorii ăștia, că bunica mea tot avea din ăștia. Am și albaștri și albaștri. Și albaștri aveți, veniți în albaștri. Albaștri e dacă se apară, nu? Nu, chiar am peștișori și așa și albaștri la culoare. Dar afară tot ați avut peștișori, nu? Nu. Și am zis că se aduc aici, se aduc și. Da. Avem și... Deci, garafe, da? Da. Acesta este un servant cu diferite... pahare, căni, garafe de diferite modele, de diferite dimensiuni. Aici mai avem masa cu farfurii de lut. Este o masă înfundată la fel veche. Da, dar asta ce e? Este ceară de albini. Eu credem că este de asta aluat. Nu, e ceară de albini. O masă înfundată. Da. Așa se zice, da. Ce de vechi, e într-adevăr, bunica mea e din născută în 1908 și avea e așa de vechi. Da, da. Și dincolo avem încă tot masă vechi. Fain. Și încă un element destul de important aici. Și eu tot m-am observat, avoisca. Avoisca, ia câte o e. Care mai are. A, dar aveți mai multe. Da, mi-a spus de pe tine. Ele amuia tare capătă iară populară. Da. Asta e ea, ce e? De frezat. Așa pe chișca, așa pe plinjire, copilul și... Da. Și să mai frezeze și să mai tunzi. Și după berberit. Ruschiles, asta e ea, aftershave. Da. Și dacă ceva pentru barbă, avem și de berberit. Am înțeles, aparatul ăsta mai modern. Cum da. Și șamponul Nadejda. Deci speranță că o să-mi crească aici păr. Avem pastă de dinți. Ia uitați-vă. Efectiv, zășită cariesa. Super sfejăști. Noi am terminat turul nostru prin acest micuț și drăguț muzeu al satului Bârjolte. Vă mulțumesc foarte mult pentru aplicație, pentru munca depusă, pentru colectarea de obiecte, de lucruri interesante de la localnicii satului. Și eu sper că după acest episod, cei care ne urmăresc să vină să vă treacă pragul acestei instituții muzeale destul de drăguțe și să vezi că sunt mai mulți turiști. Mulțumesc frumos și noi primim cu mare drag. Așa să fie. Mare drag. Așa să fie. Eu vă mulțumesc, prieteni, nu uitați să urmăriți pagina mea de Facebook călătoricugust.com, pagina de Instagram cu același nume și canalul meu de YouTube Călătorii cu Gust. Imediat după ce vizionați acest episod, dați un like și un share, veniți aici la Bârjolteni și aflați istoria voastră, a noastră, a neamului nostru, de unde ne tragem și încotro ne îndreptăm. Cele bune!